organizăm a treia ediție a concursului de arhitectură OM, Oltenia-Muntenia. E un concurs care, în formatul ăsta cu 10 județe, are deja o vechime de 3 ani. Este pentru a treia oară la Craiova, vernisajul expoziției de anul trecut, de altfel. Este o expoziție extrem de interesantă. O să aveți parte de interviuri, probabil, cu domnul profesor din partea jurului, Adrian Spirescu. Iar din partea mea și a colegilor pot să vă spun că merită să vedeți expoziția. Ea este în centrul Brâncuș de la Muzeul de Artă. O să vedeți că este o expoziție care se ridică la un nivel calitativ național, dacă nu internațional. Și în felul ăsta, cu anuala OM, intrăm și noi pe harta României, pentru că există Batra, e Bienala de Arhitectură Transilvania, Beta, Bienala de Arhitectură Timișoara, sau Banat, mai exact, și acum și noi avem Bienala OM, Oltenia-Muntenia. Ce proiecte ați stârnit? Ce alegeți? Avem mai multe segmente la care s-a concurat. Cel la care Oltenia este câștigătoare este amenajarea spațiului interior. Este un tânăr, Drânceanu, un băiat care e de un talent deosebit, pe care vă rog să îl opriți și să vă adreseze câteva cuvinte, să vă spună care au fost gândurile din spatele proiectului lui. Anul trecut am avut proiecte de restaurare, e vorba de firma Getrix, de Mihai Trif și familia Trif, care au lucrat la Casa Dianu, casa exilului, de fapt, cărții exilului românesc. Și sper ca de acum în viitor să avem cât mai mulți participanți și, bineînțeles, câștigători din partea Olteniei, dacă e să vedem un concurs intern între Oltenia și Muntenia. Înțeleg că participanții provin din domenii diferite, e posibil așa ceva? Nu, sunt arhitecți. Este și o secție a studenților arhitecți, adică diplomă de arhitectură, și e toată perioada din viața unui arhitect, de momentul în care student cu aceste diplome, după aceea practicieni, și se încheie cu lucrări opera omnia pentru arhitecții care au lăsat urme în viața orașelor noastre și care merită într-un fel recunoscuți. Arhitecții se inspiră foarte mult din trecut, dar cum privesc ei spre viitor? Cum îl conturează? Păi prima dată, după ce se uită spre trecut, ar trebui să ne înțeleagă. Abia după aceea pot să plece la drum și să înțeleagă felul în care pot să abordeze. De altfel, chiar tema acestei anuale este tradiție și creativitate. Adică felul în care faci legătura de la istorie sau de la moștenirea care ți-a fost lăsată și poți să adaptezi sau să aduci noutate în felul în care aplici și îți faci meseria. Și iată că prezentul sau viitorul imediat își pune amprenta, în sensul că ne gândim la, de pildă, energie, da? Casele care consumă mai puțin energie, și asta se transpune în arhitectură. Gândesc altfel, îi obligă să gândească altfel? Dacă mă întrebați pe mine personal, eu aș spune nu. Arhitectul este cel care totuși ține de poezia spațiului, are cu totul altă gramatică, folosește alte lucruri decât neapărat, nu știu, calitatea încălzirii sau cât de scump sau de ieftin devine să-ți încălzești o casă. Dar, e adevărat, normativele europene propun așa ceva, atâta timp când nu vom fi pregătiți, probabil că nu vom avea niște soluții care să fie de calitate arhitecturală, și atunci ar trebui să o luăm înainte, să propunem niște soluții înainte de a prelua o legislație care ne, să zic așa, ne dă niște direcții în domeniul ăsta al eficienței energetice. Craiova este recunoscută că are niște clădiri vechi deosebite și mulți din cei care vin să o viziteze o apreciază pentru așa ceva. Peste 100 de ani va fi la fel? Din nefericire, clădirile respective, atâta timp când nu le iubim, nu le apărăm. Și foarte multe din ele dispar. Cred că acum două săptămâni sau o săptămână a fost Noaptea Albă a Galeriilor și noi am prezentat o expoziție cu clădirile care au dispărut. Spatele camerei dumneavoastră este prietenul meu, Mihai Murărețu, care a arhivat clădirile respective. Este nemaipomenit că mai există în fotografiile lui. E extrem de trist că n-am știut cum să le protejăm pentru cele care au dispărut. Iar cele care încă mai sunt în picioare, salut administrativul, pe doamna primar,
președintele Consiliului Județean, pentru că a reușit să ducă lucruri la capăt, cum este Casa Dianu, este o lucrare extrem de delicată și de prețioasă pentru oraș, prin faptul că se restaurează cele două clădiri extrem de importante ale orașului în care primăria își desfășoară activitatea. E vorba de o clădire făcută de Mincu și Iotsu, e vorba de faptul că s-au început lucrările la liceul Carol I, în mijlocul orașului și, din câte știu, Palatul Administrativ al lui Petre Antonescu este și el în decurs de a primi niște fonduri pentru a fi restaurat. Tot atât de importante și Biblioteca Franceză. Deci sunt câteva repere în centrul orașului care, din fericire, își vor găsi, ca să spun așa, splendoarea de altă dată. Un lucru pe care îți vei remarca nu numai dumneavoastră, ci și, bineînțeles, oamenii care vor vizita Craiova.